Haideți să ne ridicăm, vreau să citesc la versete din Sfânta Carte, pe la pagina 554, Iov, capitolul 42, de la versetul 10, de la versetul 16. Iov, capitolul 42, cu versetul 10. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi, îndoit, decât tot ce a fusese. Frații, surorile și vechii prieteni al lui Iov au fost să-l vadă și au mâncat cu Iov în casă. L-au plâns și l-au muriat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el. Și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de pereche de voi și 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Cele din tâi a fost numele Emima, cele de-a doua Cheția și cele de-a treia Cherem Acuc. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor mi-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la 4-lea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Amin. Amin. Să avem așa câteva părtășini din Cuvântul lui Dumnezeu
Și aș vrea Dumnezeu să lucreze el și în cuvânt. Amin. Vreau să vă spun, nu dintr-o sinceritate care să fie așa de formă, ci dintr-o adevărată sinceritate. Să pună Dumnezeu cuvintele Lui. Amin. Și să lase el Duhul lui Dumnezeu. Amin. Să atingă inima fiecare. Amin. Observ că se caută învățătură pentru familie, foarte mult. Majoritatea bisericilor caută învățătură pentru familie. Majoritatea familiilor caută învățătură pentru familie. Dar am vrea să căutăm ceva mai mult decât învățătură pentru familie. Am vrea să căutăm Duhul lui Dumnezeu care să ne ajute să înțelegem ce înseamnă familie și ce vrea Dumnezeu de la noi ca și familie. Pentru că dacă ne oprim doar la ambientul acesta, vreau să știu ceva despre familie, găsim cărți, găsim pregătire, prezentare, găsim informații foarte multe. Dar dacă mă interesează să știu ce vrea Dumnezeu de la familie, aici vreau să vă spun că numai Cuvântul lui Dumnezeu poate să vorbească și să ne învețe. Și numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne poate convinge. De aceea mă rog, în această seară, Duhul Sfânt să fie cel ce se convinge inima noastră. Amin. Pentru că nu suntem doar pentru lumea în care trăim, ci suntem pentru lumea cea veșnică. Și am vrea de unde am venit, spunea Pavel, că de acolo ne tragem veșnicia din ceruri, orice familie de acolo se trage, să putem să ajungem înapoi. Și a ajungem înapoi, să ajungem așa cum spunea și Isaia, și Iosua, cât despre mine eu și casa mea. Dumnezeu să ne vine cu viață. Am uitat la versetele citite din Matei, capitolul 5. Și am văzut așa, fericire, fericire, fericire. Și dacă aducem cuvintele acestea, fericire, fericire, în cadrul de seara aceasta, familia, cred că nimeni din cei care se căsătoresc nu destul din dorința lor de familie, de căsătorie, fericire. Sau nu poți să vorbești de căsătorie dacă nu ai fericire sau nu dorești fericire. Fericirea depinde cum o primești. Mă gândeam în seara aceasta să privim fericirea prin prisma familiei lui Acila și Priscila. Și mulți s-ar gândi ce frumos ar fi dacă am fi și noi ca o familie ca cu cei. Misionari, în slujba lui Dumnezeu, dar mă întrebam pe frate, cum noi câți copii au familia aceea? În discuții pe care le-am avut așa și cu mai mulți frați, și tinerul, necăsătoriți încă, am văzut că în privirile lor, familia aceasta ocupă un loc deosebit și foarte bine. Dar în contrast cu familia aceasta, m-am gândit la familia eu. O familie foarte greu încercată. Și am putea să spunem că nu există fericire. Sau există. Dacă ne-am uitat numai la soț și soție, la Acvila și Priscila, am vedea o doză de fericire care ne-ar atrage foarte mult. Dar dacă ne-am uitat la familia lui Iov, oare am descoperit și acolo fericire? Și dacă am descoperit-o, ne-ar atrage? Adică am fi fascinat și de felul acesta. Nu că celălalt lucrează Dumnezeu. Și de felul acesta. În cadrul familiei noastre. Ca să existe o astfel de fericire. În Matei, capitolul 5, și fratele a citit aici și spunea cuvântul Domnului pe ce de cei cu inima curată. Că cei vor vedea pe Dumnezeu. Aceeași doză de curăție, eu cred că a existat și în familia din Noul Testament, indiferent de numărul copilului care a fost, cred că și aceeași doză de fericire a existat și în casa lui Iov, indiferent de numărul de copii de Dumnezeu. Asta înseamnă că orice lucrare pe care Dumnezeu o face și o aduce în casa noastră, în familia noastră, când o lăsăm să vină așa cum spune Pavel,
toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, atrage fericirea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar în momentul în care am vrea să intervenim noi, în momentul în care am vrea noi să dirijăm, amintesc cu mulți ani în urmă, când eram încă în Roma, a venit o familie în biserica unde slujeam și ne-au spus că ei au o misiune, spuneau ei atunci, soțul și soția, din partea lui Dumnezeu, au spus ei, să învețe familiile bine. Și aveau și o carte scrisă ca să o lase pentru cei dornici de a citi și a de însuși anumite lucruri. Și au avut dorința și au exprimat dorința ca și în biserica în care slujeam să facă lucrul acesta cu familie de-a lor. M-am uitat la ei și pentru că întâi te uiți la ce izbește privirea, face o analiză. În funcție de ceea ce izbește privirea, mai decis în continuare. Și mi-am dat seama că, potrivit învățătura Sfintelor Scripturi, nu pot să accept în cadrul bisericii astfel de persoane să învețe prin imaginea lor. Acum, cu siguranță, dumneavoastră veți spune și o veți îndrepta pe vedea și spre familie. Și eu nu vreau să spun nimic și chiar dacă cineva are întrebări și public și în ascunsul data să răspund. O trebuie să cenzurești, vă spun, mi pare foarte rău, vrem noi să învățăm familie din biserică, dar vrea să fie învățat așa cum este potrivit cu adevărul. Nu vrem să ne considerăm singuri înțelepți, dacă ar fi să vorbim așa, cartea Proverbele are câteva lucruri foarte esențiale în direcția aceasta. Și vreau să punctez câteva din ele. Capitolul 9 spune Biblia așa aici. Versetul 9. Dă înțeleptul și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprigănit și va învăța și mai mult. Versetul 8. Partea a doua. Mustră pe cel înțelept și te va iubi. Și dacă ar fi să citim din Proverbe, capitolul 3, spune aici, versetul 7. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Dumnezeu și abate-te de la rău. Când am intrat pe fața ta aici, m-a întâmplat un frate slujitor de aici. Și m-a întrebat, ce faci, ce faci? Ați venit de la noi, spune el. Zic, am venit ca să mai învăț ceva de la noi. Și l-a zis, nu, noi ceva. Eu cred că fiecare ar fi învățat. Nu-i așa? Și ce ferice cine își deschide inima să învețe. Dar să învețe din adevărurile lui Dumnezeu. Și am vrea în această seară câteva cuvinte. M-am uitat așa, spus și copil, nu o să intrăm în lucruri prea profunde, dar dacă e nevoie spre final, mai întârziem puțin, de pe lui nimeni nu cheia ca să ne dea afară, mai discutăm în particular pentru anumite detalii. Am vrea să vedem câteva gânduri din viața lui Iov, a familiei lui Iov, felul cum s-a raportat el în așa măsură încât la final să fie binecuvântat cu binecuvântările pe care Dumnezeu l-a binecuvântat și să se vadă pe tot parcursul anilor lui fericirea în casa respectivă. Chiar dacă se pare că dintr-o dată a avut o mare nenorocire. Nu e așa că atunci când trecem prin diferite greuri și încercări, s-ar putea cineva să spună, e un om nenorocit, o familie nenorocită? Nu totdeauna ce numesc oamenii nenorocire, îi și nenorocită. Ci când îl lași pe Dumnezeu să lucreze în viața ta și te lași călăuzit și accepti toate din mâna lui, mare binecuvântare. Îi binecuvântare și în Psalmul 127. Frate, o citit și am înțeles că și data trecută s-a citit și s-a vorbit aici. Dar aș vrea să puntez două gânduri. Psalmul, unul din Psalmul 127 și unul din Psalmul 128. Uitați, fericire. Când Dumnezeu vrea să fie fericire și o accepți. Versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Este o fericire? Este o fericire. Și am întrebat de ziuri așa, în întâlnire de familii, cam cât de mare ar vrea să fie fericirea aceasta.
câți copii ce trebuie să avem în familie. Cumva întrebarea o spunea în felul următor, câți copii să avem în familie ca să-L mulțumim pe Dumnezeu. Numai că nu vine partea, după ce vine numai prima parte. Răspunsul, dacă ar fi potrivit cu întrebarea din partea a doua, câți copii ar trebui să avem ca să fie mulțumit Dumnezeu, știți care este? Este să faci voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Și Dumnezeu îi mulțumim. Nu trebuie să vezi nici mai sus, nici mai jos. Este o moștenire. E o binecuvântare. Rodul pântecelui este o răsplată. Și dacă ar vrea să vorbim de răsplată, dar doar să înțelegeți. Munciți, la final de lună vă plătește și vă place. Plata și răsplată la final de lună. Știi, mai ales dacă dă 100 de euro plus sau 200. Ei, dacă nu-i vorba de lași, trebuie cu primare tot la felul lui. Sau dacă ar fi versetul 3 din Psalmul 128, unde am citat de împrejurări. Nevastă este ca o viță roditoare în urmă ca sentare. Că acum gândiți-vă, dragilor surori, mergeți la magazinul de fructe și legume și luați fructe și legume pentru musafirii care vor veni la dumneavoastră acasă. Și când ajungeți la struguri, luați de acolo un ciorchine cu cele mai multe sau cele mai puține bani. Nu veți lua niciodată două, trei bobițe sau un ciorchin cu două, trei bobițe. De ce? Nu faceți de rușine. Ei, de ce Dumnezeu pune psalmul acesta în ideea aceasta? Nevastă este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. E fericire aici? Dacă am privit-o prin prisma poporului Israel, e mare fericire. Pentru că era nefericire nevasta sau femeia care, măritată fiind, nu năștea. Acum, facem o paranteză pentru cei cărora Dumnezeu nu vede copii. Există o fericire și am putea să rămânem în ea. Fie că este un copil, fie că sunt doi, fie că sunt 13, fie că încă Dumnezeu nu a dat nimic, Dumnezeu vrea familia noastră să fie fericită. Fie că e greu la naștere, fie că trecem chiar într-un proces de suferință, fie că s-ar putea să pierdem sau să plece unul mai repede decât celălalt, există o fericire care vine de la Dumnezeu și trebuie să o acceptăm, să rămânem în ea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ce-ai făcut eu? Ce-ai avut eu? De-ai rămas liniștit și credincios până la final. Primul gând care vreau să-l notez, dragii mei, și cu care am vrea să plecăm în seara aceasta. Am notat aici, în viața lui Iov, potrivit și cu cele citite din Matei, capitolul 5, că inima lui Iov a fost totdeauna o inimă curată. L-a caracterizat ca și bărbat, ca și soț, ca și tată, ca și preot. Starea sufletească de curăție interioară. Și aș vrea să vă spun că toate celelalte lucruri care se fac au ca și fundament această stare sufletească, curăție lăuntrică. Uitați să spune Iov, capitolul 1. Dumnezeu declară de El. Despre El, de Iov. Era în țara un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană. Curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Versetul 8. Domnul a zis Satanul, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. O declarație pe întregul pământ, o declarație înaintea cerului, înaintea lui Dumnezeu, o declarație înaintea îngerilor buni și a celor răi față de omul acesta, curat la suflet. S-ar putea uitându-ne la acest ambient care trebuie să-l avem înăuntru nostru întotdeauna, ca să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu, s-ar putea să ne uităm să spunem, dar mai contează, dar chiar e atât de important, dacă luăm din prisma familiei, dacă luăm din prisma tinereții, dacă luăm din prisma bunicului și a bunicii, aș vrea să vă spun că cea mai înaltă calitate este calitatea aceasta a unui suflet curat.
vom vedea că este cel mai de preț înaintea lui Dumnezeu. E într-o relație foarte importantă, un soț cu suflet curat față de soție. Este într-o relație foarte bună și armonioasă o soție care este cu sufletul curat înaintea soțului și înaintea lui Dumnezeu. Curăția aceasta sufletească leagă, curăția aceasta sufletească aduce încredere, curăția aceasta sufletească îți dă putere să mergi înainte. Dacă ar fi să nu vorbim din prea știința lui Dumnezeu, prea cunoașterea lui Dumnezeu, oare Dumnezeu s-a încrezut în Iov când l-a lăsat să intre în încercarea aceasta și pe baza curăției lui interioare? De ce totuși la expusul unui astfel de test atât de puternic, oare a văzut în el o doză de curăție și a știut că va ieși bine? Dacă ar fi să vorbim din perspectiva preaștiinței, da? Dar oare s-a uitat el la inima aceea lăuzică pe care și în care Iov avea curăția? Se uită Dumnezeu la noi și vede? E o expresie în Noul Testament despre Domnul Iisus Hristos care spune așa: Domnul nu se încredea în nimeni pentru că le cunoștea inima. Se uită Domnul în seara aceasta la noi, soți și soții, și ne cunoaște inima, curăția inimii. Să ne ajute Domnul să fie inimă curată, după voia lui Dumnezeu, în relația noastră unii cu alții. Dacă se confruntă cu ceva foarte precoce, familia, soțul și soția, se confruntă foarte mult și deseori avem discuții pe tema aceasta în unele provocări și în unele familii care sunt lovite de diavolul prin ceea ce atât bărbații cât și femeile își permit să-și murdărească mintea și privirea cu lucruri murdare, cu lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Nu au o curăție lăuntrică din acest punct de vedere. Dumnezeu să ne păzească. Amin. Să-ți prinzi soțul uitându-se la lucruri murdare. Să-ți vezi soția uitându-se la lucruri murdare. Tu să știi că el este unul credincios, cu multă încredere, apreciat și totuși în spatele aceea să descoperi altceva. Să știi că soția e nevastă ta credincioasă, care ai încredere, în așa dintr-o dată când dai o filă să descoperi ceea ce n-ai vrea să descoperi. Atunci, de spus, lipsă de încredere. Mă rog în această seară peste fiecare dintre noi, Dumnezeu să dea o inimă curată. Amin. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin. Uitați să spune cuvântul tot aici în Iov, mai citim un verset, Iov, capitolul 2, versetul 3, spune așa: Îl trece Dumnezeu prin încercare și Iov tot cu inimă curată rămâne. Domnul a zis: Satana, ai văzut pe Domnul meu, Iov nu este nimeni care e pe pământ. El este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Omul acesta, Iov, chiar dacă a trecut prin încercare, chiar dacă a trecut într-o perioadă foarte grea și a păstrat curăția lui sufletească. Și dați-mi voie să punctez un pic mai atunci. Chiar dacă ai descoperit că soțul a făcut ce a făcut sau s-a uitat, unde s-a uitat, nu trebuie să spui cum ai făcut, așa să-ți fac și eu. Chiar dacă ai descoperit că cel de lângă tine și-a murdărit privirea sau lăuntrul sufletului, nu trebuie să spui cum ai făcut, tu așa fac și eu. Ci tu trebuie să-ți păstrezi curăția ta lăuntrică în așa fel încât să nu cazi și să-l ridici pe cel de lângă tine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Într-o vreme în care alunecarea e foarte ușoară, într-o vreme în care a te duce pe tobogan e foarte ușor, să rămâi totuși cu inimă curată, cu curăție să te crească, e un mare har. Dumnezeu să ne ajute să fim așa. Dacă undeva s-a întâmplat ceva, dragi frați și surori,
Haideți să nu slăbim dacă unul dintre noi a slăbit, ci celălalt să rămână tare, să-l ridice, să-l încurajeze cu post, cu rugăciune, cu discuții și să revenim din nou la poziția cea înaintea Domnului și diavolul să nu aibă niciun câștig. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Uitați-vă cuvântul Domnului și citesc un alt verset în direcția aceasta din 1 Petru, capitolul 3, unde cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici despre relația din familie. De la versetul 1 până la versetul 5, versetul 4, 19, ne ajută în tema care o avem. Dar citesc de la versetul 1. Tot astfel nevestelor fiind supuse și voi bărbaților proștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigat fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Și dați-mi voi să mă opresc să spun ceva. Știți că dincolo de cuvântul rostit, starea sufletească lăuntrică însoțește cuvântul rostit? Nu-i așa că în momentul în care soțul și soția vorbește, amândoi, dincolo de cuvinte, simte starea cuvintelor cu care se vorbește? Noi am vrea soția să ne asculte, soțul să ne asculte, dar cuvintele care le rostim unul față de celălalt nu sunt compatibile cu starea sufletească. Spune una și gândim alta. Ei, dar în momentul în care starea sufletului corelează cu mesajul vocabularului și împreună sunt sub călăuzirea Duhului Dumnezeu, starea aceea care îi influentă și o stare după voia lui Dumnezeu strânge familia împreună. E atât de puternică încât aici Biblia spune chiar și cel necredincios îi atras de starea aceea și își schimbă atitudinea. Chiar și cel care are privirile îndreptate unde nu trebuie, chiar și cel care se comportă într-un fel în care n-ar trebui să se comportă. Dacă tu rămâi credincios și ești însuflat de Duhul lui Dumnezeu, starea aceea îl cuprinde și pe el. Dacă în seara aceasta sunt aici soț și soții care au trăit neînțelegeri, mă rog, Dumnezeu să dea o stare după voia Lui. Amin. Și cel credincios să rămână tare în răzătoră în Domnul, că Dumnezeu poate să schimbe starea celui care a slăbit sau nu-i potrivit cu voia Lui Dumnezeu. Dumnezeu să dea binecuvântare. Când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere, și uitați ce precizare, când e vorba de felul de felul nostru curat și în temere, asta e starea lăuntrică, o vedea versetul 4, dar apare o precizare cu privire la exterior. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în plătitura părului, purtare de scule, de aur sau îmbrăcăminte de afară. Și nu intrăm să dezvoltăm versetul acesta, ci doar intrăm în ideea lui. Adică vrea să-mi spună Dumnezeu aici, dragi frați, bărbați, scumpe surori, neveste, ca să se poată schimba o stare lăuntrică a unui bărbat sau unei femei, nu trebuie să acționezi prin lucrurile exterioare. Nu lucrurile exterioare schimbă starea sufletească. Aici are în vedere versetul. Adică poți să te menajezi cât vrei, poți să te îmbraci cum vrei, poți să arăți cum vrei, starea lui sufletească să-i o schimbi după voia lui Dumnezeu, nu mai reuși. Pentru că nu aceasta schimbă starea lui, ci altceva. Ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se învolubea odinioară sfintele de femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor ca țară. Adică dincolo de cuvinte, adică dincolo de toate evenimentele din cadrul familiei, este o însoțire a unui duh, este o însoțire a unei stări sufletești care influențează în bine sau în rău. Nu o stare firească va ajuta soțul să fie mai pocăit. Nu știu dacă v-am povestit la dumneavoastră. Când eram în Italia, am avut parte de o situație așa foarte
provocatoare, dar și foarte, să spun așa, din care am învățat multe lucruri. Am stat de vorbă cu într-o familie, era și soția atunci de față, cu o soție, și am întrebat-o de ce te îmbraci în felul acesta. Chiar îmi trebuie că am zis ceva aici, cu mulți ani în urmă. Și ea mi-a zis așa, vreau soțul meu să nu se uite la tine, ci să se uite la mine. Dacă vrei ca soțul tău să se uite la tine, citește ce îți vrei. Și el se va uita după cărți care le citești, dar nu se va uita la tine. Dacă vrei ca soțul tău și soția ta să se uite numai la tine, tu trebuie să te uiți numai la Dumnezeu. Și soția ta și soțul tău se uită la tine, vede pe Dumnezeu și se uită la Dumnezeu. Dacă te temi că el va pleca în altă parte și vrei să-l atragi cu ceea ce ești, nu vei reuși. Tu atragi-l cu sfințenie, cu curăție lăuntrică, cu frică de Dumnezeu. Pentru că starea asta sufletească când îl leagă pe cineva, nu îl leagă numai la urechi și numai la urechi, ci îl leagă de suflet și ține aproape de sufletul tău și de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Starea aceea lăuntrică, care era peste Sara și reușea să rămână supusă soțului Avram, starea aceea lăuntrică care este peste noi, peste bărbați și peste femeie, și care ne ține de Dumnezeu, ne și ține aproape unul de celălalt. Nu putem completa, dragii mei, lucrurile lăuntrice cu lucrurile exterioare. Niciodată. Uitați-vă în momentul în care Adam și Eva a ieșit din ei, prin călcarea poruncii, a ieșit starea aceea sufletească de părtășie cu Domnul. Au încercat să se acopere pe din afară, în așa fel încât să păstreze părtășia. Și n-au reușit. A trebuit să vină Iisus Hristos să reînnoade starea lăuntrică a omului cu Dumnezeu ca să refacă din nou părtășia. De aceea vă îndemn, dragii mei. Haideți să lucrăm la starea aceasta sufletească și să o păstrăm curată înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va binecuvânta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Uitați, citim un verset din 1 Samuel, capitolul 29, e vorba de starea sufletească curată pe care trebuie să avem. Și luăm un exemplu acesta lui David. Timpul vă trece foarte repede, sper să nu depășim prea mult. 1 Samuel, capitolul 29, versetul 5 spune așa. Și versetul 6. Nu este acesta David de care, pentru care cântau jucând Saul și-a bătrânirea și David zecile de mii? Versetul 6. Achis a chemat pe David și a zis: Viu este Domnul că ești un om curat la suflet. Ce ziceți? Eu am chemat și de noi bani? Poate soțul tău astăzi să facă afirmația aceasta. Dar nu la ții acasă, așa, înainte de un eveniment, poate că. Nu. Să facă public. Viu este Domnul că ești un om curat la suflet. Poate soția ta să facă un astfel de afirmație față de tine. Dacă nu se poate, e o mare problemă. Dumnezeu vrea din intimitatea familiei să se poată să se spună acest adevăr. Pentru că acesta ne leagă, dragii mei. Dar nu să-l spunem cu scopul să prindem ceva. Și după ce am prins și ca cea din gata cu el. Deci, persoana, acum nu trebuie mai departe. S-ai uitat de esență și de form. Ai uitat de esență și ai rămas mai cu form. Viu este Domnul că ești un om curat la suflet și îmi place să te văd mergând și venim cu mine în tabără. Îmi place să mergi împreună. După 10 copii, na, de naștere. Îmi place să mergi împreună. După 8 copii, după 7. După ce soția lângă pe porți. Îți place? Sau te mergi cu ochii după altă? Păi sufletul curat. Îți place să mergi cu soțul tău? Nu spunea cineva, păi dacă mă măriți sau dacă mă întorc, vreau să iau și vreau să vreau să nu fie rușit. Da, dar la așa spune de azi.
până 70. Dar după de la 40, 45, de ce nu să se mai cunoască? Și ce faci la 50 de ani? Nu mai ești ea. Nu mai e de mână. Nu mai este cea pe care ai luat-o la 20 de ani. Știți că toate lucrurile astea se clădesc cărămidă cu cărămidă? Încă de la 20 de ani, de la prima zi sau noapte. De atunci, ca să nu spun că de fapt există o bază, o fundată, care vine încă din copilărie, până la căsători. Nu știu care este învățător, aici nu intru în domeniul ei. Dar personal vreau să vă spun că nu suntem de acord cu tinerii care sunt născuți în familie credincioși și care își permit multe lucruri și nu se botează, nici nu se înfoară și nu se mărită, ca să-și permită multe lucruri. Și apoi să vină și să aibă și locul întâi de mire și de mireasă îmbrăcat în nau și cu papiol în fund. Și el să-și permită lucruri care nu se bună. Încă de acolo pleacă fundamentul curăției. Păstrați pentru ea, păstrați pentru el și apoi împreună păstrați pentru Domnul. Doamne ajută-ne! Pentru că vrem să solidăm, să întărim, să punem bazele așa cum vrea Dumnezeu. Încă o dată, de mai multe ori a fost și în gardul bisericii din Brutujeni și o vă spun și dumneavoastră astăzi aici. Sunt mulți tineri care spun așa, mă căsătoresc mai târziu și iau botezul mai târziu. Deci îți spune Biblia, păcatul tău te va ajunge. Dacă gândești așa. Nu la fel putem să spunem la cei care vin din lume, care, hai să zicem, nu, l-au cunoscut într-o formă în care nu cunoaște noi, deși și la Biserica Ortodoxă, o paroză să anime, du-te și grupește. Și nici la Biserica Ortodoxă, când te căsătorești, o paroză spune, du-te și prea grupește. Și starea aceea sfântă a familiei, ieșim domeniul acela. Îmi place să te văd mergând și venind cu mine în tabără. Să lase Dumnezeu peste fiecare soț și soție plăcerea de a fi împreună unul cu altul. Până la atunci bătrâneți. Dar ar vrea să vă spun că lucrul acesta se clădește încă din momentul în care încep să pricep de ceva despre familie. Și apoi, cu frică, cu diavol, cu inimă curată, merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În aceea prin aici, să dea Domnul fiecare familie să poată spune așa ceva. Căci n-am găsit nimic rău în tine. De la venirea ta la mine până în ziua de azi. 25 de ani, 26 de ani, 10 ani de familie. Să poți să spui despre soția ta, cu dragă inimă, n-am găsit nimic rău. Să poți să spui despre soțul tău, n-am găsit nimic rău. Doamne ajută! Și chiar dacă mi-a fost de ceva, să ne iertăm și să mergem mai. Și că spun câte ceva, adică eu spun câte ceva și atunci se gândește câte ceva, pentru că eu când mă o femeie și mă bărbat care o înșelat. Și eu mă gândesc că poate o formă așa neatent. Adică mintea omului trece câte lucruri. Curăția lăuntrică, David, îl învăța de Solomon și hai să citim versetul acesta, 1 Cronici, capitolul 29, versetul 17. Știu Dumnezeule, că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. Nu e o pretenție a unui bărbat care vasta să aibă inimă curată față de el? Nu e o pretenție a unei femei, a unei nevești, ca bărbatul să aibă inimă curată față de ea? Și asta e o cerință a lui Dumnezeu ca să-ți păstrezi sufletul mântuit și familia într-o relație sfântă și curată ca să se nască într-un fundament sănătos copii care să crească însuflați de o voință bună. Repet, însuflați de o voință bună. Pentru că în cadrul familiei se creează o stare de suflet, dacă putem să spunem așa. În cadrul de familie se creează o stare în care copilul născându-se acolo va purta ceea ce tata creează acolo. Dar vrea în familie noastră să poartă o voie a lui Dumnezeu. Amin. Și o frică de Domnul și o dorință de a face binele. Dumnezeu să ne bine cu Dumnezeu. Amin. Iov a rămas în picioare până la final.
chiar dacă singur într-o perioadă copiii au murit primii, Dumnezeu a dat mai mult la final și de aceea am citit versetul la final, pentru că a fost un om cu inimă jurată. Frați, bărbați, soți, să ne ajute Domnul să fim cu inimă curată. Amin. Soții, femei, mame, surori, să vă ajute Domnul să fiți femei, soții, mame, cu inimă curată. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Un alt lucru care l-am notat aici, am observat în viața lui Iov, nu numai inima curată l-a caracterizat într-un mod deosebit, ca să ajungă la fericire, și nu mă refer neapărat la fericirea care am citit-o din psalm din capitolul 42, și mă refer la fericirea de a fi lăudat până la final înaintea lui Dumnezeu. Că asta e fericirea cea mare. Fericirea cei cu inima curată te vor vedea pe Dumnezeu. Asta e punctul final. L-a mai caracterizat ceva și lucrul care l-am văzut aici, dragii mei, l-am văzut că Iov a fost mereu statornic în ceea ce a fost bun. Statornic. Nu s-a oprit. N-a dat înapoi. N-a fost influențat de împrejurările prin care a trecut. Având în vedere vremurile în care trăim, dragii mei, suntem atât de ispitiți să ne oprim în a mai face bine. Suntem atât de ispitiți să ne mai oprim în a mai fi credincioși soțului sau soției, în a mai păstra principiile Scripturilor, în învățătura cu privire la familie, naștere de copii și alte lucruri, respect și așa mai departe, care nu intrăm acum. Iov a rămas statornic, a perseverat. Știți că în cuvântul care este scris, stați voi să-l citesc, din Romani, capitolul 7, citesc versetul acesta, dincolo de ceea ce scrie aici, se notează cuvântul perseverență. Chiar dacă nu-i scris. Romani, capitolul 7, versetul 1 și versetul 2. Nu știți, fraților, că îți vorbesc unor oameni care cunosc legea. Că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el, că femeia măritată este legată de lege prin bărbatul ei, câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Și ce notez aici, în versetele acestea și în cele ce urmează? Continuitate, perseverență. Dacă e ceva care încearcă să se rupă tot mai mult, este această continuitate a credincioșiei unul față de celălalt. Merg până la un timp și se opresc. Merg câțiva ani și nu mai pot înainte. Și unii zic, gata, nu mai merge. Ne oprim. Iov a ajuns în fericire. Pentru că a perseverat. Dacă ești aici, dragul meu, frate și soră, ca și familie, și ești în momentul în care gata, gata să se rupă frânghia familiei, te rog frumos în locul. Luptă-te și mergi înainte. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Iov a perseverat, și uitați, spune aici, versetul 5. Și după ce treceau zile de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se spula dinți de dimineață și aducea pentru fiecare din ei vioară de tot. Pentru că zicea el, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Domnul în limba lor. Iov avea obicei să facă așa. S-ar putea copiii să nu te mai asculte. Și să zici, gata, crolez. Nu crolez. Continuă să te rogi Domnul și Dumnezeu dă biruință. S-ar putea soția să nu te înțeleagă sau soțul. Nu te opri. Continuă să mijlocești pentru ei. Dacă nu o faci tu care ești soț și soție, dacă nu o faci tu care ești tată și mamă, cine să o facă, dragul meu? Nu te opri. Mergi înainte. Dumnezeu să te ia putere. Amin. Dacă ești obosit aici, nu mai poți. Mă rog, în numele Domnului Iisus. Dumnezeu prin Duhul Sfânt să te întărească. Amin. Și să nu te oprești. Că vine și fericirea. Și Dumnezeu e gata să o dea, să vii să fie tot. Tot aici, în capitolul 1, versetul 22, uitați, Iov continuă, persistă. Nu se oprește. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu.
Știți că în momentul în care apar momente de greu, de cumpără, când copiii nu mai ascultă, cel mai ușor este să ne învinovățim unul pe altul. Eu să-i spun toție și din cauza ta, peșilor. Ia să spună mie, nu din cauza ta. Să aruncăm vina unul pe altul. Nu-i bine. Nu-i bine. Să continuăm să ne rugăm împreună. Și Dumnezeu va aduce soluții. Doamne ajută-ne la aceasta. Ceea ce vrea diavolul este să ne oprească. Dacă ne-a oprit și nu mai ne rugăm, și nu mai postim, și nu mai păstrăm relația aceea într-o integritate, într-o voia lui Dumnezeu, diavolul rupe mai tare zidul și dărâmă familia. Mă rog Dumnezeu să ne ajute să ținem zidul întreg și poarta încuiată. Doamne ajută-ne la aceasta. Perseverență. Și versetul 10 din capitolul 2 înfruntă nevasta Iov, dar partea finală spune, în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Hai să citim și capitolul 31, vreau să-l știți. Sau din capitolul 31, versetul 1, uitați să spunem, făduse un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirea asupra unei fecioare. Un legământ care să-l ținem până la final. Ne-am căsătorit, suntem împreună soț și soție, credincioșie până la final, îndreptăm privirea din punct de vedere, să zicem așa, ca și familie, ca și relație intimă, soț și soție, bărbat și femeie, doar spre nevasta ta și spre bărbatul tău, și în rest privirea noastră numai spre Dumnezeu, închide ochii la tot ceea ce ar putea să strige mintea noastră, gândirea noastră și rămâne credincioși unul celorlalți, făcând legământul pentru totdeauna. Doamne, dă-ne putere! Amin. Într-o vreme în care lumea tot mai mult presimtă imagini murdare, stricate, ca să întineze cugetele familiilor, ale copilașilor, ale tinerilor, trebuie să rămânem cu inima curată și credincioși totdeauna Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Uitați aici versetul 4, tot în capitolul 31, spune aici cuvântul, n-a cunoscut Dumnezeu căile mele, perseverență, nu mi-a numărat eu toți pașii mei, dacă am urmat cu minciuna, adică să spui minciună la soț, la soție, s-a spus banii, nici vorbă. Păi de ce să nu spui tu bărbatul tău sau nevestei tale că îți vinzi bani acasă la mată? E bine să spui. Ce ziceți, cazul? E bine să faci o faptă fără să spunem la soțul și la soție? Păi dar nu scrie un Biblie să nu știe stânca ce face dreapta? Așa e? Așa scrie în Biblie. Dar oare așa trebuie să faci bine? Tragi 50 de pound sau lire, cum îi numiți voi aici, din portofel, după două zile el sau ea te întreabă, de unde-ți faci? Parcă n-ai vrea să spui minciună, dar nici să te dai de fapt. Nu? Să nu știe stânga ce face dreapta și să nu ne lăudăm. Dacă te-am dat eu la colegă, știi, eu am 1000 de lire, sau nu. Dar soția și totul trebuie să știe totul ce se întâmplă în casă. Și eu îmi spune aici, dar nu vreau cu minciună. Nu știu la. Să ne cercetăm și dacă cumva am mai mințit sau ne-am mințit, să ne pocăim. Dumnezeu să ne ajute. De mi-a legat piciorul după înșelăciune. Să mă cântărească Dumnezeu în cumpăra celor fără prihan și îmi va vedea neprihănire. Și acum eu vreau să mă opresc. Eu cu familia mea. Eu în dreptul meu. Tu în dreptul tău să te oprești și să știi că lângă tine e cumpăra lui Dumnezeu. Cu privire la atitudinea ta față de nevastă, față de bărbat, față de tine ca și soț sau soție. Pune Dumnezeu cumpăra. Ieșim bine, Dumnezeu să ne întărească, să ieșim bine. De mi s-ar fi abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-ar urma inima, ochii, că de nu vedem pe stradă, lăsăm inima să se ducă, sau oprim, să ne dea Domnul multă putere, să o stăpânim prin cuvânt și prin cum sunt. Dacă nu reușim prin cuvânt și prin cuvânt, mai sunt și alte soluții. Post, rugăciune,
până intră cuvântul noi, până intră Duhul lor. Ne înfrânăm? Postim. Mai postiți? Mai postim. Doamne ajută! Amin. Nu poți de la forța. Primiți de asta în România sau în Anglia, vreo 6 luni de zile ca să nu rămână însărcinat. Nu poți de la forța. Poți împreună cu înfrânat, dar nu mult timp. Ce spuneam? Doar pentru post și rugăciune și imediat împreunare ca să nu ne ispitească Satan. Așa spune bine. Nu mai știu foarte mult, dar nu te-a fost cu ei, Biblia nu poate așa ceva. Stau de parte. Dacă sunt și dintre voi care sunt aici și nevasta în țară sau în altă parte, să spun că nu-i bine. Soțul și soția trebuie să fie mereu împreună, în aceeași casă. În aceeași cameră și același cameră. Ați spus greșit? Nu așa. În aceeași casă, în aceeași cameră și același cameră. Că sunt foarte mulți care au cercat să se proiecție și încă nu poate să-i dovedească nimeni că au divorțat. Dar unii nu mai stau în aceeași casă, unii nu mai stau nici în același, aceeași cameră și unii nu mai stau în același cameră. Și unii nu mai stau în aceeași cameră. Dumnezeu să ne ajute să fim pocăiți. Iov a fost un om care a perseverat în urmă cu Dumnezeu. Hai să ne mai citim un verset tot de aici. Capitolul 42, versetul 7. Uitați ce declară Dumnezeu de Iov. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis că e un de mare. Mânia mea s-a prins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi. Și atenție, ce laudă îi un reproș față de Elifaz, dar eu laud de la adresa lui Iov. Pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine, cum a vorbit robul meu Iov. Cei trei prieteni n-au trecut prin durerea lui Iov și vorbesc rău. Iov trece printr-o mare nenorocire și vorbește bine. Se poate? Doamne ajută! Doamne dă-ne putere! Amin. Dar, știți cum se poate? Numai rădunând lângă Dumnezeu totdeauna. Să ne ajute Domnul pe fiecare. Amin. Și dimineața, și seara, și la amiază, și la miezul nopții, și la 20 de ani, și la 20 de ani de căsătorie, și mai târziu, și cu nepoți, și cu diferite încercări. Să rămânem perseverenți, credincioși Domnului. Dumnezeu să ne vine cu intensa. Amin. Citesc un verset din Noul Testament, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, vedeți atunci în capitolul 2, versetul 4. Vedeți atunci în capitolul 1, versetul 4. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Ne lăudăm cu voi în biserici pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile, în toate suferințele. Vrea Dumnezeu să se laude, dragi frați și surori, familiști. Vrea Dumnezeu să se laude cu familiile noastre astăzi aici, în Londra, în anul 2023, oriunde suntem. Vrea Dumnezeu să se laude cu noi sau nu? Vrea, frați și surori. Se merită să rămânem la standardul celor de Dumnezeu. Rămânem acolo sau nu? Știți cum cred că au ajuns cei mai mulți credincioși? Credincioșii care vin la adunare. Pocăiții care vin la adunare. Nu știu dacă sunt și pocăiți. Au ajuns să fie Scriptura pentru ei o carte de povești. Vai ce frumos a fost familia lui Ior. Vai ce frumos a fost familia cu tare. Dar oare când ne asimilăm în noi ceea ce a trăit Ior? Dar oare când dobândim în lăuntrul nostru atitudinile lor? Pentru că Iov a fost la vremea lui și Dumnezeu s-a lăudat cu el. Aquila și Priscila au fost la vremea lor și Dumnezeu s-a lăudat cu ei. Estera, nevasta împăratului, a fost la vremea ei și Dumnezeu s-a lăudat cu ea. Și alții, dar cu mine și cu casa mea, astăzi, a venit Dumnezeu să se laude. Nu
Nu scriu eu astăzi istoria care ți-a vorbit de eternitate? Cum o scriu? Haideți, frate, să o scriem cu Domnul împreună. Doamne, ajută-ne! Ne va binecuvânta Dumnezeu cu fericirea veșnică. Va binecuvânta Dumnezeu urmașii noștri. Se vor naște într-un ambient sănătos. Le vom da o direcție. Vor fi însuflați de suflul nostru care îl avem de la Dumnezeu. Și apoi vor primi și experiențele personale. Vor întări și vor merge mai departe. Dar totul depinde de tine, Tatăl și Mamă. Să ne ajute Domnul. Să fim însuflați de Duhul lui Dumnezeu. Amin. Statul în cinie, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Și în ultim gând, dacă Dumnezeu ne-a ajutat și am văzut că Dumnezeu nu a apreciat în ceea ce am făcut, dragii mei, să nu ne luăm în cap și să nu disprețuim de alții și să ne lăudăm noi. Eu sunt cel mai bun. Uitați ce-am făcut eu. Și am vrea să învățăm și noi de la el. Iov, capitolul 42, versetul 5. După ce Dumnezeu îl laudă, după ce Dumnezeu îi spune și îi dă ce îi dă, îl îndelințează că a trecut cu bine, Domnul îi vorbește, Iov vorbește și el laudă. Și am rămas marcat de ce spune Iov. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și genunchi. Și acum ar vrea să întrebăm, ce să mai pocăiască eu? Mai avea de pocăit ceva? Mai avea de pocăit? Poate că nevastă să, dar nevastă nu spune nimic, el spune, mă pocăiesc, zice, îmi trebuie aici. Credincioșii care îl simt pe Dumnezeu, familiile care urmează pe Dumnezeu pas cu pas, chiar și în momentul în care Dumnezeu îi apreciază, ei nu te consideră pe alții și nimeni nu se laudă, nu se supăcate ei singuri înțelept. Ce îi spun, Doamne, vreau mai mult. Doamne, față de tine mai am multe de împlinit. Cum te raportezi? Cum te uiți la tine? Poate ai o stare de mulțumire. Ești familie cu mulți copii, nu-i nimeni ca mine, cel mai mulțumit. Mă îmbrac într-un fel foarte curicios, nu tot ce dragă ca mine. Uită-te la Dumnezeu și recunoaște că încă mai este loc de locuit. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ei, starea aceasta de smerenie, starea aceasta de umilință, e caracterizată caracteristica unei familii care e o familie pe placul lui Dumnezeu și care e o familie ce va fi binecuvântată de Dumnezeu și va fi fericită nu numai aici, ci în veșnicii. Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo. Scumpii mei, frați și surori, doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze cu harul său. Amin. Dumnezeu să vă ajute să rămâneți într-o curăție sufletească, lăuntrică a inimii, a lăuntrului vostru, a privirilor, a minții. O stare sufletească după voia lui Dumnezeu curată, ca bărbat și ca femeie, în toate lucrurile. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu numai o zi, nu numai o lună, nu numai la bine, ci până vine Domnul să perseverăm în această stare curată după voia lui Dumnezeu. Și în momentul în care cineva ne va aprecia, sau vom avea un cuvânt din partea lui Dumnezeu că am făcut ceva bine, să ne smerim și să spunem, Doamne, mai am de corectat în viața mea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Doresc ca peste ani familiile dumneavoastră să fie familie cu frică de Domnul, copiii voștri să crească cu un ambient sănătos și la finalul vieții și noi și voi să fim mântuiți. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.